canalul nostru. Dacă ești aici, rămâi până la capăt și nu uita să ne dai un like, să te abonezi, să ne cunoști mai bine văzând celelalte videoclipuri. După cum ați văzut mai înainte, am profitat puțin de vremea bună și am ieșit în parcul Francii, ne-am plimbat, ne-am făcut treburile, iar apoi am trimis-o la bunici, adică la mama mea. O așteptăm și pe Sophie să vină de la creșă și o ducem și pe ea tot acolo, pentru că le-am pregătit o surpriză fetelor. Dacă până acum nu țineam cont de, nu știu, micile sărbători, evenimente, cum vreți să numiți acest moment, Halloween-ul, ei bine, acum că suntem părinți, cam le facem toate mofturile și tot ce, bine, pe merite. Și am zis să le facem o surpriză, să le căutăm ceva costumașe, să ne jucăm împreună cu ele, evident că vom împărtăși și cu voi momentele. Probabil vom face niște challenge-uri, așa că stați aproape, rămâneți până la capăt, să vedem ce găsim și ce vom face zilele acestea. Bun, și dacă aveți sugestii sau vă imaginați o anumită tematică pentru noi, ne-am bucurat să primim părerile voastre, așa că scrieți-ne în comentarii. Cine știe, poate chiar ne găsiți ceva, ne propuneți ceva ce ne-ar reprezenta, pentru că suntem în pană de idei. Efectiv, mergem să vedem ce găsim, dar nu știm... Bine, la Francii cam am idee ce-ar vrea, deși nu cred că găsesc în magazine, din câte am văzut doar pe online, dar nu ne ajunge timpul ca să comandăm și să și vină. Așa că luăm orice altă sugestie alternativă. Așteptăm părerile voastre și nu uitați să vă abonați, să ne dați like, să ne susțineți, pentru noi contează foarte, foarte mult ca noi să creștem, să prindem încredere în noi, să facem cât mai multe activități pe care să le împărtășim cu voi. Ne vedem mai târziu! Dragilor, nu am reușit să vă mai arăt ce am luat, dar dacă v-ați abonat la canalul nostru, ne veți vedea în următorul vlog. Noi vă mulțumim pentru că ați rămas până la final. Pe data viitoare, pa, pa!